Muncesc de dimineață până seara, ce Dumnezeu să vă mai și distrați? Mai greu, dar mă mai și distrez din când în când așa. Cum? Treaba mea. Chiar de dimineață am văzut un clip cu dumneavoastră, cred că era în 90. Chiar am văzut, e o aplicație, TikTok se cheamă, și întâmplător am dat peste ea, erați dumneavoastră filmat într-un costum gri și vă uceați la Universul și aveați așa pe birou ziarul Sportul, puneați pe masă frumos. Cred că chiar 1990 era anul. Erați deja 4-5 mecheri în 90 la un an după Revoluție. Păi aveam 4 ziare, mă, frate. Vindeam 800 de mii de ziare pe zi. Cred că la vremea aia erați mai puternic decât Gigi Becali. Mă refer ca influență, ca putere financiară. Ca... O, categoric. La atunci, da. Acum nu mai sunt. Da, în momentul ăla vă întreb altceva. Mai tare ca mine. Domn președinte, atunci... vă întreb altceva. În 90, la nivel național, erați în primii 10-20 de afaceriști? În 1990. Nu. Nu? Nu. Cum, domnule, aveți 4 ziare, aveți... Nu. Aveați galerie d'arte, eu nici nu mai țin aminte, da, că ați avut galerie, da, Dragomir. Păi, domnule, erau unii puternici de tot, băi, frate. Da. Ion Nicolae, Nicolae ăla de la care luase tot steagul roșu de la Brașov. Erau Taher, erau... Vorbim de 1990. Da, da, 90. Dar da. Erați pe loc, erați acolo, linia a doua, să spunem așa, de șmecherie? Doamne, la șmecherie eram pe primul loc. La bani eram mai puțin. Înțeleg. Da, amintiri frumoase. Da. Dar cum și eram și tânăr și atunci aveam mai mult curaj. Acum 50 de ani? 50 de ani, da. Aveți 90, nu? Da. Erați da. Vână. Vână. Și acum sunteți, domn președinte, cum? Undeva la 76 de ani. Mulți înainte. Dar dacă nu mă uit în oglindă, sunt tânăr. Haideți că n-arătați. Nu, dar dacă mă uit în oglindă, îmi dau seama că am îmbătrânit. Dacă nu, nu... Adică fizic vă referiți și mental, sunteți la fel ca cu 20 de ani. Băi, fratele meu, mintea am, dacă nu uit nimic, știu tot, mă preocupă absolut toate afacerile. Da. Când eram mai tânăr, mai uitam, acum nu. Da. Hai, Dumnezeule, ce minte pot să am, se sperie și copii și nevasta de mine. Nu uit nimic, mă, frate. Foarte bine, țineți minte tot. Da, da. Bun, domn președinte, spuneți-mi și de galeriile Dragomir. Eu nu mai țin aminte, sau poate eram prea mic și de-aia nu mai țin aminte. Că am văzut în imaginea... Și aveți un semn frumos așa făcut cu D de la Dragomir. Da, era... Cum a fost proiectul ăsta? Cum v-a venit în minte? Sau care a fost? Erau... Sunteți pasionat? După Revoluție, da. Mulți bătrâni... Vindeau. Vindeau. N-aveau cu ce să trăiască. A fost ca și acum, sărăcie. Da. Și își vindeau lucrurile. Și atunci am făcut o galerie de artă la Universul acolo, unde aveam ziarele. Da. Noi făceam ziarele pe rotativă, făceam 4 ziare. Săptămâna, Universul, Sportul, Sportul și Atacul la persoană. Ați rupt cu Atacul la persoană și cu Sportul, de fapt. Și cu Sportul, le-am vândut când mergeau. Eu sunt singurul, v-am mai spus, din istoria acestei țări, care am vândut ziarele când mergeau. Da, da, și în casa bine. Nu, no, așa. Da, s-a câștigat bine din presă, să știu. Spuneți-mi cu galeria, că-s curios. Bun. Deci veneau oameni la dumneavoastră... Făceam licitații. Așa. La mine se făceau licitații. Interesant. A, deci, domne, am un tablou, vreau să-l vând. Da, aveam experți uh-huh. La muzeu sau profesori universitari, da, care se pricepeau, știau ce înseamnă. Dar s-a făcut bani din chestia asta, sunt curios. Nu vă întreb sume neapărat, dar a mers sau a fost un experiment mai mult? Doamne, a mers. A mers, da? A mers. Dar dacă ar fi acum perioada aia, veneau la ceasuri vechi, iar acum ceasurile s-au dublat. Cele de atunci de care spune da, că veneau la noastră. Da. S-au dublat. Ceasurile de marcă acum stai 4-5 ani ca să-ți vină un ceas. Rolex-ul, da. Rolex. Nu numai Rolex. Și Patek Philippe. Roger Dubuis și Patek Philippe. Nu, asta ce ceas aveți? Ceas Schaffhausen. Nu, n-am. Dar de obicei ce purtați, de curiozitate? Că văd că vă pricepeți. Roger Dubuis. Da? Da. Bun. Și Rolex. Și Rolex. Da. La Rolex se stau 2-3 ani. Da, se stă 4-5 ani. Bine, nu cred că dumneavoastră sunteți șmecher de când lumea, nu cred că stați dumneavoastră la coadă. Stau pe dracul, da. Ce mai fac cu ele? Cum le purtați? Vă vedeți cu prietenii, cu Păunescu? Nu vezi, nu porți ceas, mână. Data trecută a fost cu ceas, că țin eu minte. Bun, domn președinte, sunteți pasionat de artă și cu asta închei cu galeria, că chiar m-a fascinat când am văzut. Erați pasionat sau doar iubitor așa de... Eram, numai că la Revoluție, când mi-au confiscat absolut toată averea... V-au luat și tablouri.
mi-au luat tot din casă, absolut tot din casă, și bijuterii și tot. Incredibil. Tot. Un amic al meu care era prieten cu mine la Brașov, da. Bucur, îl chema Mircea Bucur, devenise comandant și știa tot ce am în casă, mi-a luat tot, mi-a adus la IGP București, la IGP București mi-au furat din arestul IGP-ului tot ce am strâns într-o viață. Incredibil. A luat tot de la zero, practic, după Revoluție. Deci reține, tot ce am avut strâns pe timpul comuniștilor, mi-au furat din arestul IGP-ului și mi-au dat, bineînțeles că mi-au dat vreo 6 sau 700 de grame de aur turcesc, ca să-și bată joc de mine. Că acolo, eu aveam, când mi-au confiscat, spunea metal galben, da. Nu spunea aur. Aur. Da. Sau la bijuterii, spuneau inel cu piatra albă, da. Nu spunea diamant, diamant și da. Astea. Și ei le-au luat și mi-au dat niște jafuri la kilogram ca să tac. Și m-a mai sunat și 15 zile în plus, că eu nu renunțam. Eu știam ce aveam și... Normal. Nu renunțam. Bă, frate, dați-mi bijuteriile. Și mi l-au furat din... A reține deci din... Deci n-ați mai recuperat nimic de-a lungul anilor. Nimic, nimic. Tot ce a fost de haram s-a dus. Dar în cât timp ați reușit să vă repuneți pe picioare? Datorită presei m-am pus repede pe picioare. Repede. Deci ați început proiectul ăsta cu ziarele și v-ați revenit. Da, păi mi-am dat seama în felul următor. Dom'le, eu acum nu mai am nicio forță. Da. Nu mai sunt nici la Scornicești, nu mai sunt la Victoria. Nu mai sunt. Ce fac eu acum? Bani foarte, foarte mulți nu am ca să pot să... Băncile nu dădeau bani atunci, împrumuturi. Luau, da. Și eu mă feream să iau bani împrumut, că mi-era frică. Și atunci am vândut, am făcut ziare prima dată. Da. Am văzut că merge, am cumpărat de la Eugen Barbu, de la Mircea Micu și de la Dan Claudiu Tănăsescu, am cumpărat revista Săptămâna. Prima dată am început cu revista Săptămâna. Și v-a stabilizat un pic să vă vină bani. Da. După aceea am făcut Sportul Roșu, am făcut Universul și Atacul la Persoană. Le-am vândut pe toate. Mai puțin Universul. Bun. Directorul era domnul Săraru, despre care am o impresie absolut extraordinară. Făcuse un ziar trăznet. Da? Da. Cât ați făcut, incredibil. Da. Bani mulți de tot. Doamne, nu foarte mulți, dar am fost pe sticla televizorului în toate ipostazele posibile. Corect. Și politician, și tot. Corleone, și mafioți. Convingerea mea este că și dacă nu aveam ziarele, tot eram politician. Pentru că v-a atras chestia asta. Nu, trăgeau ei de mine. Trăgeau. Că erați cumva o figură cunoscută. Da, nu, și eram prieten cu toți. Eram prieten cu Vadim, eram prieten cu... Cu toți. Dar în momentul de față vă mai atrage un proiect politic? Nu. Ați fost acolo un pic la Vrânceanu Fire. Nu m-aș întoarce la politică sau la fotbal dacă m-ar împușca. De ce, domn președinte? Pentru că asta înseamnă pușcărie. Mai puțin politicul pușcărie, dar fotbalul înseamnă pușcărie. Nu i-a băgat nevinovați la pușcărie, că a vrut un individ sau doi? Eu știu dacă e chiar așa, că au mai făcut și ei. Au făcut pe naibă. Unii nimic n-au făcut. I-au luat nevinovați. Unii. Da. Eu spun unul care a făcut și în plus. Doi care au făcut în plus, nevinovați. Ați mai spus Jean Pădureanu? Nu. Da? Victor Becali și cu Borcea. Haideți că la Borcea... Bine, Borcea n-a semnat nimic. Adevărul că la Dinamo, cel care a semnat transferurile, n-a intrat. A dat și vreo 3 milioane și s-a dus la pușcărie. Da, ați mai pomenit și așa. Și la fel. Să fii președintele Consiliului de Administrație care semnezi transferurile și tu să nu intri? Și cei care n-au semnat să intre? Nu-i mai dăm numele că îl știm. Da. E prietenul dumneavoastră. Bine, toți sunt prieteni.